Vă super pupice și bine ne-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Aproape a venit Crăciunul! M-ați întrebat ce look voi aborda la petrecerile din această perioadă anului și sinceră să fiu, nu am nici cea mai vagă idee, este și apropie ziua mea și nu știu exact cum vreau să-mi fac părul sau cum vreau să mă machiez, sunt destul de nehotărâtă. Așa că m-am gândit să fac un maraton de 5 episoade de beauty, vă voi arăta câteva din lucrurile care pe mine m-ar încânta să le am. Toate acestea fiind spuse, să dăm drumul la treabă și să începem cu primul look din acest maraton de 5 episoade. După cum ați observat, am lăsat sprâncenele pentru că știți deja cum mi le fac, nu are sens să vă arăt de 100.000 de ori același lucru. Atunci când voi folosi produse noi sau voi descoperi vreo tehnică nouă și nebună de a-mi face sprâncenele, vă voi arăta cu siguranță. Totuși, ceea ce am folosit pentru sprâncene este prea cunoscutul Quite Natural de la MAC. Mi-am aplicat o bază, de data asta nu este o bază obișnuită, un ulei. L-am primit de curând în această cutiuță. Este un set de ulei, un ser și o cremă de față. Și îmi hidratează foarte bine acest ulei și îmi place foarte, foarte mult cum îmi rămâne tenul. De data asta nu am mai folosit baza, am folosit acest ulei. Voi da startul cu aplicarea fardului la ochi, însă mai întâi voi aplica o bază. Și de data asta una de la Art Deco. Am terminat cu aplicarea bazei și încep aplicarea fardurilor, care vor fi din această paletă nouă, Nude de la Huda Beauty. Este prima paletă pe care o am de la Huda și sunt îndrăgostită. E puțin spus, hai să văd de ce. Da, este absolut superbă. Vom începe prin aplicarea nuanței Lei. Beautiful, very beautiful. Urmează să aplic nuanța Teddy. O aplic în colțul ochiului și pe pliul. Zic bine, sper. Așa, sper să zic bine. Pe pliul ochiului. Din prea iubita mea paletă Naked, voi folosi nuanța Hit Devil. Merg pe exact aceeași traseu pe care am mers și cu nuanța anterioară. O să merg și jos cu aceeași nuanță. Revin la paleta de la Huda Beauty și voi folosi Love Bite. E cred că cea mai închisă nuanță de pe paletă. Cam așa arăt deocamdată. M-am hotărât și voi aplica glitterul cu numele Excited. Nu știu că am făcut chiar ce trebuie. Cred că mi-aș dori înainte. Iu, câți clipici! Să aplic din Fantasy. E această nuanță care de fapt e foarte mult pigment. E, acum chiar asta am vrut să ies.
fac același lucru și la celălalt ochi. Îl voi face în ordine, dar asta să înțelegeți ce am făcut. Ceea ce am luat ochiul ăsta vă voi arăta la ochiul din stânga. Am folosit această nuanță cremoasă. Acum voi lua nuanța Fantasy, care e de fapt un pigment. Acum voi lua Excited, acest super glitter. Iar acum voi lua și Crave, adică pigmentul auriu, și voi aplica în colțul interior al ochiului. Iar acum voi aplica rimelul, după care voi pune niște genuțe. Nu sunt chiar hotărâtă ce fel de gene, voi încerca probabil mai multe și vă arăt care este alegerea făcută. Foarte încântată de ce gene frumoase îmi face rimelul acesta. Diferența de la cer la pământ. Real vorbind. Superb! Și totuși voi aplica și niște genunțe, însă ceva destul de finuț, m-am hotărât pe niște gene pe care le-am mai folosit în perioada asta și sunt foarte, foarte natural, se văd foarte frumos. Sunt de la Benefit. Acestea sunt Pinaplesh sau au vreun nume, ceva. Eu le-am tăiat pentru că erau așa pe tot ochii, eu am vrut să le folosesc doar în colțuri. Să vă arăt imediat cum le-am făcut. Așa sunt acum, micuțe, micuțe. Le voi aplica în colțul ochiului pentru a da mai mult volum și de a da impresia de cat eye. În cazul în care vă întrebați ce lipici pentru gene folosesc, este cel de la MAC. Am încercat mai multe, însă ăsta este singurul care atunci când mi-e scot genele nu e foarte dur și nu mi rupe genele. Iar acum le mai dau cu puțin rimel pentru a se așeza mai bine. Voila! Cam așa arăt la ochi. Până la final promit că va arăta mai bine. Să știți că mă uit în sus pentru că acolo am ecranul. Nu sunt nebună și mă uit așa în sus. Acum trec la aplicarea fondului de ten, care va fi Studiofix-ul NC42 de la MAC.
gata cu fondul de ten, urmează să aplic concealerul care este prolongerul de la MAC, nuanța NC35, cea pe care o folosesc eu, și pe aici pe acolo puțin contouring. Urmează să aplic pudra, iar pudra este cea pe care știți, NW30 Select Sheer. Super! Mirific, mirobolant, fantastic, superb. Ce să mai spun? Îmi place extrem de mult. Bun, urmează să folosesc acest minunat contouring, Coco Contouring de la Too Faced. Și voi folosi, mai exact, aceste două nuanțe. Combination. Puțin din ăsta, mai mult din ăsta. Puțin din ăsta, mai mult din ăsta. Trebuia să iasă praf așa, da. Și voi lua acest bronzer Lovejoy. Voi lua din paleta Coco Contour acest Coco Butter. Și voi face următorul lucru. Promit că nu rămân așa și că o să-l blenduiesc la un moment dat. Bun, acum că... Tot aceleași șanse pe care le-am folosit la contouringul feței, le voi folosi și pentru cel al năsucului. Voi folosi acest superb iluminator de la Kat Von D. Este la fel ca cel folosit în ultimul episod de vlog, în cazul în care nu l-ați văzut, intrați și uitați-vă dacă sunteți curioși. E piersică, iar acesta e roz. Mă dau cu o bază ca rujul să reziste cât mai mult. Lip Conditioner MAC. Voi aplica rimelul jos. Mai am de adăugat doar rujul și am terminat cu acest look. Voi folosi creionul de la MAC Bloody Bear. Și voi folosi un ruj de la Pupa, nuanța V169A. Și voilà, acesta este primul look din maratonul de 5 episoade de beauty. Vă super pupice și ne revedem în următoarele mele episoade de vlog, tot aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și Twitter. Nu uita să dai subscribe și apasă pe clopoțel pentru a primi toate notificările postărilor mele. Ne vedem în episodul de mâine din maratonul de 5 episoade de beauty.